Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou... Hai să scot eu asta. Mamă, ce-am mai activat pe aici, mă frate? La un nou live, băieți. Suntem pe serverul Doom România. Și după cum puteți vedea, ne-am pregătit aici. Ia uitați câte elicoptere avem. Ne-am pregătit aici să mergem peste asasin, băieți. Mamă, am deja 1100 de like-uri, sunteți prea șmecheri. Uitați-vă ce am pus aici, băieți, numai uitați-vă puțin, vum! Uitați-vă câte elicoptere am pus, ia uitați! Le vedeți câte sunt de multe? Ia uitați! Nu! Toate elicopterele astea, du-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 du, le vom lua. Vă să stai și tu în linie. Ia să se opresc aici. Vă salut pe toți, bine ați venit pe live, salut, salut! Ia să vedem dacă, nu știu dacă a venit notificarea, s-ar putea să nu vină notificare pentru că astăzi am greșit, am pus un episod de dimineață și... Cristina? Ce faci? Faci și mie un pic de magic din ăla? Vine tu pauză, nu acum, da? Îmi pui o doză de suc și, nu știu, un păhăruț din ăla, nu știu, te descurci cum vrei. Salut, salut, sunt nou, bine ați venit pe live, băieți. Am vorbit aici cu Leo, ne-am strâns cam atâția oameni. Da, treci și tu în linie. Treci în linie. Crezi că suntem destui de pregătiți? Soldați! Prezentați arm! Mamă, ce de arme au nebuni, ia uite aia, ia uite aia. Cred că asasinii n-au nicio șansă. Așa zic și eu. Vă asigur, domnule. Știți de ce o să avem nevoie? Aoleu. Cred că trebuia să ne luăm și niște mașini cu elicopterele astea. Sunt în spate acolo, mașinile. Și fiecare elicopter să ia câte o mașină. Iar când ajungem acolo pe insulă, să aterizăm pe aeroport, să lăsăm mașinile frumos jos și să mergem până ce la... Ce fel de mașini ar trebui? Sunt unele Winky cu Y și cu W. Sunt foarte bune alea. Sunt de armată, păi așa, da, de sunt teren. Sunt în fiecare elicopter câte o mașină în spate. Așa, domnule. Se va deschide trapa. Ești sigur, Leo? Da, da. Le dăm jos la aeroport acolo. Bine. Eu mă ocup. Eu ziceam să le punem acum. Pericol ar fi trebuit să ai o pălărie și să intri cu muzica aia ca în filme. Electro nu e sănătos. Ești pe insulă, nu băi, suntem în baza militară aici, la ăsta, ne-am întors aici, până o să strângem câțiva oameni, gen, adică ne-am strâns-o pe câțiva oameni, mergem, direct să ne batem cu asasinii. Salut, cum ați merg, Chiero, salut, ticule, merge bine și frumos, s-o dat și notificarea, da, am văzut că a dat și notificarea, suntem vreo 800 de oameni, avem deja 1000 de like-uri, 1200 de like-uri, nu uita să... Să apăsați butonul de like acolo. Yes, yes, of course. Amândoi. Nu cred că putem face să luăm câte o mașină de aici. Mă gândesc că e și complicat să... Tot încărcate, zic eu sigur. Nu, eu zic să le luăm cu elicopterul. Fiecare elicopter să-și ia mașina lui, să o ducă pe insulă. Da, dar... Nu știi cum scapă. Și scapă cel mai probabil. Păi scapă, dar din toate astea câte sunt aici, că eu aș vrea ca fiecare să-și ia un din ăsta, știi? Să-și ia un elicopter. Cine știe să pilotezi. Du-te lor și din depozit de Winky-urile alea. Hai că te ajut și eu din partea asta. Hai, hai băieți, ca să-l ajutăm un pic, că nu... Bă, ce-am făcut? Ia uite, m-am blocat. Ia uite, bă, frate. O să încerc să pun la fiecare în față, gen, în față. Ca să poată să-l ia, dar o să fie greu să-și ia fiecare mașină. Dar hai să punem, băieți, niște mașini aici. Pentru că, na, n-avem de unde să le aducem. Nici n-am avut timp, sincer să spun, n-am avut timp să
să mă pregătesc mai repede, dar mă pregătesc cu voi aici. Chiar n-am avut timp, că na, am ajuns târziu acasă. Nu știu dacă ați văzut de dimineață, am postat episodul greșit, stai să o dau pe asta mai în față. Mâine ziua mea, pot să iau amban pe Discord? Nu dau creepy amban, nu dau amban, frate, nu dau amban, nu umblu la ambanurile alea. Nu umblu, nu că ăsta și că nu, dar n-am timp să stau să dau ambanuri, să... Dacă băieții care sunt de treabă, lumea care e de treabă, nu își ia ban. Își vede, fiecare își vede treaba lui, nu stau să... Îmi pare rău, n-am nimic cu tine, doar că nu dau ambani, sincer. Dacă ți era așa drag să stai pe Discord, îți vedeai de treaba ta. Și nu luai bani, nu? Ce faci, nu? Cum sunteți? E bine în vacanță? E bine în vacanță? Acum problema e să vedem dacă avem pilos bun să le ridice. Eu am zis să le pun în față aici, dar cred că e ok și așa. Lasă-le în laterală. Hai că nu merg până acolo pe jos. Da, proști, eu nu dăm aici. Da, și mă. Ești foarte proști și al doilea să nu-l pierzi pe primul. Băi, cine știe să piloteze, să ridice mâinile sus. Eu voi merge împreună cu domnul capitan. Hai, mai mulți, mai curajoși! Eu sunt capitanul Burcea. Fiți atenți aici, nu este nici o problemă dacă este cineva care nu știe să piloteze. Trebuie doar să nu intrați unii în alții, atâta tot. Bun, dacă nu știi să pilotezi, te duci unde vezi cu ochii, dar ne întâlnim când ne vedem dacă e. Dar sunteți siguri că avem cărlige echipatele elicopterele astea? Da. Ia să testez un pic. Pe ce mușchi? Pe ce mușchi? Pe mușchiul H. De ce nu merge? Că e proastă geanta. Domnul, domnul! Tragi cu pistolul. Aolo! Mi-ai dat-o bine pe asta. Eu știu să pilotez. Întrebare, pe ce se scoate fleștile, că asta e singura chestie care nu știu. Pe butonul E. Dar voi mă auziți? Voi mă auziți? Da, mă, îmi tași din gură. Ok, că te dau că nu mă... Fiți atenți, cine știe să piloteze să facă doi pași înainte. Așa, lasă. Dar fiți atenți, începeți de aici. Tu te duci la primul din capăt și tot așa. Ok? Fiecare își acționează un elicopter. Hai, mergeți așa, ușor, până în capăt. Caput care un, te doi, un, doi, Leonida, stai cu mine. Păi, hai... Bă, eu la pilota, dar nu mi-aduc aminte. Păi, el va merge cu mine, cu ăla. Păi, și eu vreau să merg cu unul. Cred că pot să prind și unul de aici. Ia unul de acolo pe care îl vrei. Nu-i problemă. Să iau și eu unul. Voi dacă nu pilotați, mergeți cu oricine vreți voi în elicopter. Izabela și cel, cel mai bine să mergeți cu Leo, că să ajungeți în siguranță. Da, mergeți cu pilotul Burcea. Bă, eu știam, dar... Hai. Hai să vedem, băieți, hai să vedem. Eu îmi fac mâncare, Cristi? Ce mâncare îți faci, Cristi? Mamă, trebuia să intrăm și noi pe o căscuță ceva, mă. Hai să vedem dacă reușește cineva să ia mașina. S-ar putea să fie problematică asta de la. Mamă, frate, ce chinuia la naibii să iei... Uite, mă, că i-am luat-o. Aia zic, tati. Eu am luat-o, băieți. Am ridicat mașina. Aia zic, băieți, aia zic. Ia uite-ne. Hai să mă ridic mai sus puțin ca să mă bușesc cu băieții. Ne pregătim să mergem pe insulă, băieți.
250 de abonați, am făcut 20.000 în weekend am făcut, dacă nu mă înșel, băieți. Am postat pe Instagram, dacă n-ați văzut postarea pe Instagram. Mamă, suntem 1500 de persoane, băieți, vedeți că sunt persoane care... care n-au apăsat butonul de like, de ce? Aia zic, tati, trebuie să ne ridicăm cât mai sus, că suntem foarte multe elicoptere. Nu ne-am băgat și noi pe o căscuță, mă. Mamă, câte suntem aici. Nu ne-am băgat și noi pe o căscuță, băieți. Alina, bună, Alina. Mamă, deja mă duc în nor, băieți. Domnule, nu ne-am băgat și noi pe o căscuță ceva să putem comunica. 45, că e batalionul 45. Hai să intrăm acolo. Nooo! Mă auziți? Da. O mașină. Am folosit căscuța și am pierdut mașina. La fel. Lăsați-o că mai avem unele încărcate înăuntru. Las-mă nicio mașină. O iau așa, o iau aici, nebun. O iau, băieți, eu nu o las aici. Când spre insulă? Da, suntem acum despre orașul. Să vezi chinuia la acum, să iau din nou, băieți. Hai că am prins. Gata, am luat mașina din nou. Bă, dați like! Unde sunt mai mei? Că nu-i văd. Andrei a rămas acolo. Pericol, ai PUBG? Da, am PUBG. M-am jucat pe Twitch. Cine a fost pe live-ul meu de pe Twitch știe că m-am jucat PUBG săptămâna asta, în weekendul ăsta pe Twitch. Hai, Mafia Curcubeu. Băieți, voi v-ați abonat la canalul meu de CarVlog? Mai am puțin și o să colantez mașina, să știți, sunt foarte aproape să colantez mașina. V-ați abonat la canalul meu de CarVlog? Se numește Mașina Mea, exact așa se numește, Mașina Mea. Am vreo 2000 de abonați. Eu zic să căutați și să vă abonați la canal, e foarte important să vă abonați la canalul ăla. Să vedeți mașina când o să fie așa mov frumoasă. Hați, Johnule. Îndrept spre insulă, pe unde sunteți? Uite casa mea aici. Lângă banca Highway. Zino. Mi-e din port. Eu zic să ne întâlnim toți ai la barca aia din mijlocul apei, la vasul la mare. Hai. Bun. Așa, măi, Miță, mă ajută, mă, și pe mine. Băieți, abonați-vă tot la canalul ăla de pe chat, mașina mea se numește. Fac și eu 3000 de abonați, nu știu câți abonați am acolo. O să postez chestii despre mașini acolo, despre mașină, una alta. De fapt am postat o grămadă de chestii acolo, doar că nu prea se uită lumea, că nu... M-am abonat, mulțumesc frumos, Dimitrie Sorinel, că te-ai abonat. Mulțumesc frumos. Ne oprim deasupra vaporului, de lângă insulă. Sunt nou, Răz, Van Ros, salut, bine ai venit pe canal. Ce server? Serverul se numește Dum România, băieți. În apă. Zi, Pericol, merit să fiu moderator? Sigur, toată lumea merită. M-am abonat, mulțumesc, MVP, Daniel, mulțumesc că te-ai abonat, Gabriel, mulțumesc că te-ai abonat, Stănesc, mulțumesc că te-ai abonat,
Alex Sorica, mulțumesc că te-ai abonat. Salut, băieți, mulțumesc. Cosmin s-a abonat și el, mulțumesc frumos. Madalina s-a abonat și ea. Salut, Percol, sunt nou. Salut, DRV, salut, dar tu nu ești nou, că te știu, Levi. M-am abonat, Andrei, da, Preda s-a abonat. Curduja s-a abonat. Trebuie să mergem pe acum tot vapor. Zic. Dreapta spre insulă. Mulțumesc, băie, dacă v-ați abonat, stai și mai șmecher, ce mai tare. Să înceapă bătălia, voi să mergem pe insulă să ne batem cu asasinii. Ce ziceți, îi reușim să-i dovedim pe asasini? Dar la canalul meu cine s-a abonat? Ia uite cine s-a abonat la canalul meu. Valentine Valentin, Darius Valentin, Gabriel Manea, 47. Aoleu, stai că rup asta. Uitați insula, băieți, uitați insula. Da, poți să-i bați? Hai să vedem, băieți, dacă îi batem sau nu-i batem. Am niște pete pe monitor. Că am crezut că sunt ăia, elicopterele lor. Asupra vapor. Da, puțin și-a jucat. Merg și eu, mă, toată lumea merită, mă, băieți. Nu aterizăm, doar survolăm. Acum ajung și eu. Ajung și eu. Dar nu-i văd, paime, și nu înțeleg de ce nu-i văd. Capitan Tamayo, am aterizat. Acum ne îndreptăm și noi. Împrejur. Anto, să scoți și tu din Tamayo. Să scoți din elicoptere, mașinile. Nu mi s-a scos tot. O pe a mea. Mai trebuie altele? Păi să scos și pe a mea. Vezi că mai era în hangar, mai erau două lăsate de ieri dimineață. Când am fost aici. Le scot și le las lângă mea. Aterizăm pe aeroport. Mamă, ia uite, deja au aterizat, mă, ești nebun la cap. Capitan Tamayo, am scos și cele două mașini din garaj. Por, te ajung și eu. Acum o scos și eu pe mea. Am ajuns pe insulă, băieți. Cred că sunt de ajuns. Arme. Echip. Nu știu ce am pe aici. Hai de sus. Trebuie să-mi scot armura aia de la piept. S-a pus în față. Aolo. Mai trebuie să mai vină cineva? Eu vine, ajung imediat, am lăsat mai... Ok. Ia uitați, băieți, că suntem. Îi dovedim, mă, sau nu-i dovedim? Asta e întrebarea. Îi dovedim pe ăștia? Gata, am ajuns, da. Putem pleca? Da. Da. Trebuie să oprim undeva, să trimitem o dronă, să verifice zona sau cea, să-i vedem cum sunt poziționați sau cea. Ok. Putem opri la turnul de control. Știu eu drumul, dacă mă lăsați în față. Păi sigur. Oprim unde am fost cu batalionul. Acolo era turnul. Hai, merge în față. Unde am fost noi la fortăreață. Se vede toată insula. Cred că sunt mai multe turnuri. Da, dar din centru de acolo se vedea tot. Noi aici am fost. Aha. Dar nu știu unde zice capitanul Tamaia.
Capitanul Tamar. Mai mult pe insulă decât cei din armata de aici, dar în mine. Băieți, urmează o bătălie în toată regula, băieți. Urmează o bătălie în toată regula. Toată lumea să apese butonul ăla de like. Uite ce am făcut, m-am apăsat pe asta, trebuie să apese. Toată lumea să apese butonul ăla de... Mamă, am crezut că ne răsunăm. Trage arul ăsta. Ăsta e de la Jeep Wrangler, de ăla. Da, da, tu o motor de aro are și ăsta. Nu era la turnul, mă? Ne putem urca în turnul ăsta? Nu cred. Ba da, ba da. Domnul Leonidas, urcați dumneavoastră da. Sus? Da, da. Atunci eu oprim-o pe scăr. Rău, opriți un pic mașina aici. Inventar, buzunare. Ținta armă folosește. Mamă, băi, și aici ne suim fix în turnul vieții, da, să vedem. Da, pot urca și eu, domnul. Rămâne jos. Până coborâm noi, aveți grijă ca toată lumea să intre pe stație aici. Uite, acolo trebuie să mergem noi, băieți. Acolo sunt ăștia. Capitan Tamaia, du-te tu mai sus, rămân eu la punctul al doilea. Mamă, cum bate vântul aici? N-am fost niciodată aici, băieți. Poți să ai o viziune mult mai bună. Eu nu am sniperul sus la mine. Și o să okay. Poți vedea mai bine. Urcă sus. De aici nu se vede, cine știe ce. Mamă, băieți, cum e insula asta. A apucat personal de intrarea oamenilor. Te auzi. Am auzit focuri de aeron. Aolo. Am auzit văd ceva focuri de aeron. Ok, văd o mașină poziționată. Uitau și ei mașini acolo, băieți, ia vedeți. Îl văd deja pe unul. E pe partea dinspre noi a clădirii. Lăsați-mă puțin să trimit drona până acolo, să vedem cum stau. Trimiteți-o. Băi, îți plasez drona acum. Dronă la orizont. Dronă la orizont. Scanez cu drona, băieți. Dronă la orizont. Dronă la orizont. Mamă, dar pare curat aici la ăștia, pare liniște la ăștia, nu-ar fi acasă? Uite pe unul pe aici. Ce adresă? Regi? Da, da? Faceți un grup jos încât să mă prindeți, că mă arunc de aici de sus. Ce parte? Mașini acolo, între mașini. Prind. Să... Nu acolo, mă, mai în dreapta un pic. De ce? M-am omorât. E bine aici? Cum e cu drona? Am văzut foarte puțin oameni, 2-3. Ok. Hai că de acolo. Hai că săriși bine. Nu, că hai rămâneți acolo să sărim și noi. Hai, ne prindeți, băieții. Hai, vezi, prindeți-mă. Vin, venim! Aaaa! L-am prins. Nu știu să urlați ca mine în căderea, uitați.
Am fost campion. Cine răspunde și mie sticlă de apă? Ulu, mi-am rupt gâtul, băieți. Și mie. 17799. Eu stipa așa. Doar dacă n-aș avea parașută. Nu mai stați înghesuit, hai fiecare la mașina lui din nou. Zabela, cum e domnul BB? Cum e cu drona? Ce ați văzut acolo? Sunt undeva la... Am văzut doar 2-3 persoane, nu cred că sunt așa mulți. Da? Păi, acționăm. Atunci puteți să mă lăsați și singur. Eu zic să mergem peste, dar am impresia că sunt ascunși. Mare grijă. Hai. Băi, nebunilor! Ce mă, nu mai avem mașină? Hai să ne suim și noi cu cineva, așa e. Hai. Nu merge... Sunt mașinile, sunt de 3 locuri. Și-o a rămas în curul gol. Uite acolo, mașină în față, aici, aici în față, prima, e goală. Aia zic. Hai. Vezi, de-asta am zis să aduce multe. CNP-ul pentru ăla cu apa. Regii, m-auziți? Da, da. Ușor, ușor. Băieți, o să înceapă acțiunea, băieți, să știți, o să fie ce se întâmplă aici, e grele, să știți. Gata, am trebuit ce pe de nimeni. Aoleu, băieți. Începe acțiunea, băieți! Începe acțiunea! Îi rupem pe băieți! Îi rupem pe asasin! O să fie CSGO, clar o chestie. Clar o chestie, una CSGO. Aula, au început să tragă. S-au deschis focul asupra noastră. Mai am inventar. Trebuie să o dau jos. Păi să vedem. Mamă, frate. Ajutor, s-a rănit. Atenție, atenție că ăștia sunt ascunși pe aici. O să intru, mă, pe aici. Ce eram nebun. Bag în pădure. Încerc să flanchez pe-n pădure. Oare pot să fac suiși cu sniperul? Aia zic tati. Aia zic tati. Aia zic tati, sniper. Ce mi-apare aici, mă? Revări gratuite pe glob. Uite, uite, uite. L-am ratat. Mamă, e copacul ăla fix în față, frate. Uite, 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 uite. Mamă, sunt ai noștri deja la ușă, voi. Sunt ai noștri deja la ușă. Mamă, zici că sunt în The Hunter. Fiecare turnă, că parcă s-a dat din partea aia, nu? Grijă pe case, pe astea. Cine a luat mașina? Cred că trebuie să folosim mașinile să putem intra în clădire. Eu nu mai sunt pe stație, de ce nu mai sunt pe stație? Cred că trebuie să folosim mașinile să intrăm în auto. Hai, totul mai la mașina tu. A dus să-mi iau sniperul de aici, când dispare. Ce scârți. Se trage vreodată. Cineva a intrat în spate pe acolo. Hai la mașină. Mamă, sper să nu mă împuște pe mine că eu sunt ca aia, ca asasinii.
că văd nu se poate intra pe aici. Încerc. Mergi. Bă, vin eu să vă învăț, mă, cum să intrați. Pe aici, Ceaușești, pe tot timpul pe asta de aici. Auziți? Da, 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 da. Pe aici. Bine că mai am armă, nu mai am armă. Am pătruns în interior. Mort, intrăm și... Împrăștiați-vă când intrați. Să-i surprindem pe cât mai mult. Totul se întâmplă cu jungubulușuri din astea, nu ne aruncăm înaintea morți. Ia uite, aia au aer condiționat nebun. Ce m-am speriat. Au. E acolo, e acolo cineva. Mă scuzați, mă scuzați, mă scuzați, mă scuzați. Nu v-am luat după îmbrăcăminte. Băi, bebe, ce m-a speriat de tine. Păi văd că mai mult trageți în mine decât în ei. Păi da, din greșeală. Sunteți îmbrăcat foarte... foarte elegant. Da. M-ați dat pe spate. Mulțumesc. Aici e unul, aici e unul, aici e unul. Retrăgeți-vă! Ajung acum. Mamă, l-a sărit, ești nebun. Ia uite, a sărit în apă, frate. Sărit în apă cineva. Uite, l-a sărit în apă. Mamă, suntem mai mulți decât ei, frate, dar și ăștia... Au! Da, da, de tot ce mișcă. Da, Antonix, dacă n-are cu cine să se bată, trage-n al lui. Ulu. Au! Aoleu, domnul bebe, mă scuzați. Bă, dar ăștia mă omoară ai mei, mă. Mamă, și eu și Isabela. Mamă, trebuie să-mi dau ăsta jos. Să-ți vine. Trebuie să mă dezbrac, că mă împușcă lumea. Trebuie să mă dezbrac, frate, că mă împușcă ăștia-i mei. Trebuie să iau și eu o mașină. Bine că v-ați dezbrăcat, domnul bebe. Mai bine așa, nu? M-ați împușcat de trei ori până acum. Ăla e mafia. Sunt pe acoperiș câțiva, domnul bebe. O să stau lângă dumneavoastră să vă apăr. Ok. Sus e liber, am verificat. Acoperiți să nu fie cineva. Că apuca să uiți. Păi cam liniște aici, aolo. Doamne, băi, eu trebuie să mă îmbrăc. Băi, mai trageți în mine, bemea scarul!
Păi mai mult m-au bătut ai mei, băieți. Proastă, ideea e că și eu am venit gen... Am venit îmbrăcat în Hitman aici. Aici sunt ăștia undeva sus. Trebuie să cucerim clădirea asta, băi, de aici. Ați pătruns în subteran? Nu, nu. Hai să vedem sus aici, în clădire. Aici m-au adus ei pe mine, aici trebuie să fie boss-ul lor. L-am spart pe ăla. Păi ce e aici? Mamă! Ce vezi în liftul? Unde duce liftul? Ciocă. Aveți grijă să nu mă rămâne fără gronți. Oh, da. Sunt mereu în spatele dumneavoastră. Cine tage? Du-te cu liftul. Mamă, ce m-a speriat. Bă. Vara, iar v-a încurcat domnul de aici. Da, olo, deja sunt împușcat de 50.000 de ori. Dar nu eu. Te știu, sunt ciurii, doar ai mei m-au împușcat. Panică că l-am văzut fără. Bine că ai seruie. Doar ai mei m-au împușcat, ești nebun. Ai serul ăla și e bine că... Ia uite mă băieți cum sunt cu serul ăla pe mine. Noi trebuie să mergem, domnul bebe. Subteran. Am găsit, haideți pe aici, după mine. Trebuie să-l prindem pe șeful lor. E unul așa mai ruznac la față. Cu ochii în patru. Cum bânzi toată zona. De liber aici. De aici mi-au dat ei hainele atunci am. De liber. Trebuie să-l căutăm pe șeful lor. E unul cu un costum mai gri așa. Posibil că e mort. Ok. Nu cred. Păi nu e aici. Eu cred că ăștia au ieșit afară din clădire. Au zis ceva pași pe aici. Sunt oameni afară? What the heck is going on, guys? Oh, l-auzi bătea aici. Încă mai sunt dintre ei, încă mai sunt, dar nu știu unde e șeful lor, băieți. Voi știți să intrați în clădire? Nu. Veniți pe aici.
Și pe aici, pe la stâlpul ăsta, uite. Ăla era sasin. Mamă, care v-o spart așa? Hai, pușează, pușează. Nu e asta. Nu, nu. Trebuie să fie unul mai ab la față. Aha, pușăm, pușăm, pușăm. Toată lumea, pămit, pămit toată lumea. Rush B. Rush B, Rush B. Era șeful lor mort afară? Te cu liftul că poate se ascund acolo? Dar nu cred că duce liftul la undeva, băieți, nu cred. Hai să mă duc să-mi iau și o armă. Nu știu ce tot fac de mă dă afară de pe stație. Băieți, unde credeți voi că se ascunde șeful lui, șeful lor? Hm? Casa. Descuie casa. Duc sus aici, unde ziceți voi, băi, dar nu cred că e nimeni aici, frate. Pe acoperiș. Cred că mai este urmă de om. Dar nu știu unde e șeful lor. Mai sparge o dată astea. Să nu-i lăsăm de băut. Da? Cobori în jos. Sus n-ai cum să cobori. Hai să intrăm în lift. M-a adus aici, mă, unde m-a adus? Prefire aici, prefire. Oh! Păi s-a dus, mă, l-au bătut, l-au bătut. Mamă, cum tragi cu arma asta cu... Trebuie neapărat să punem una pe șeful lor. Sus, 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 sus. Opa, uite unul aici, uite unul aici.
M-a jucat first person? De ce m-ai urât first person? Ca pe PUBG. Păi cineva aici, cineva aici care tage. Păi nu mai trageți, mă. Ăla-i șeful lor, ăla-i șeful lor. De unde tragem, uite? Ăia-l nostru. S-o răni la genunchi. Ah, aveți un bandaj la dumneavoastră? Fix, e șeful a sărit în apă? Bebe, de aici un punct mai aduce, ce? Aolo Gucci. Aolo Gucci, aolo no. Unde sunt dușmanii mei? Acolo. Vanessa, bună Vanessa. Ce faci, mă? Stai, bă, bă, ce handicapat. Găsim domnul bebe. Băi, mergeți la apă acolo, mergeți toți la apă, mergeți la apă toți, haideți, la apă. În partea aia, la apă. Dați pe stație unul să meargă toată lumea spre apă, că acolo sunt. A zis domnul bebe, măi, să fie ce stătea băiatul ăsta la pândă aici? Trebuie să-l căutăm pe șeful lor, băieți. Mamă, ce bine m-am ascuns aici, ești nebun. Mamă, cât am ocolit. A venit unul pe la stradă.
Oh. Băi, trebuie să mergem să-l prindem pe șeful urmă, asta e important. Trebuie să mergem sus să-l prindem pe șeful lor. E unul acolo, e unul acolo. Ce bine arăți, ce bine stați, King Davi, mulțumesc. Vreau să-l prind pe șeful lui. Și ăla s-ar putea să se ducă acolo sus. Frate, e un kill-a. Mie 14. Mulțumesc. Stai și voi mai ascunși. S-ar putea să se ducă, spui, asta încerc, bă, Houdini, asta încerc, mă, Houdini, asta încerc, dar... Tu dai seama cu ce oameni stau aici, că nu e unul care să-i în stare să-i zică, bă, du-te sus sau ceva, știi? Eu asta încerc, știi, dar o fac așa mai, pe haules, baules. Dar nu trebuie să fii inginer ca să-ți dai seama, știi? Aici l-am văzut. După el. Care trage în alea, mă, să explodez? Asta avea să mă omori, mă. Știu ce zici? Acolo, mă, mă? E regulă? I-am gonit pe toți, am, n-ai cum, eu te susțin. Ce? Ai uitat ce ai făcut data trecută? Ce? Pun acolo. Uită-te în față. Mamă, nu-i urină mână. L-am citit, sora. Stație. Hai să ne retragem puțin spre apă, zic eu. Nu știu cu cine mai sunt pe stație aici, dar... Mamă, ce m-ai speriat. Iartă-mă. Am și eu m-am speriat de tine. Unde sunteți, domnul bebe? Eu sunt rănit. Hai să mergem puțin spre apă. Hai. Ne-am întâlnit toți la piscină, dați de veste acolo în spate. Era șeful lor? Unde era șeful lor? Sunteți aici? La piscină toată lumea.
Am un avion. Hai, mă, dă-mi aia zonca. Sus! Bine, posibil să fie șeful lor. Te poți duce tu să-l omori personal. Aoleu, cred că am tras în al meu. Cred că am tras în al meu. Tu te bebe, omoră-l tu. Hai să încercăm, hai să mergem să încercăm să-l capturăm pe șeful lor, am văzut că a urcat în turn. Domnule Leo. Da? Leo Barca se retrage puțin. Ok, ok. Ajutor! O să rămână comandantul Burcea. Că știu unde sunt toți. Haideți să urcăm în ce peste ei. Am fost atacat. Dă-i și lui 17799, te rog. Dă și mie. Băi, incredibil. Dat în picior. Bă, dar nu vreau să intre nimic pe camă. Mamă, ăștia tai mai cu automate, frate. Să-i mai ajut pe băieți. Domnul Bebe! Da? Hai să urcăm. Urcați în turn. Dacă este în turn, să nu-l omorâți dacă este în turn, atenție! Mâinile sus, nu mai trageți! Da, i-am dat în picior! Mâinile sus! Aici e sfârșitul. Toște cu spatele! Care poate să-l încătușeze? Mă duc eu. Eu. Încătușați-i să-l luăm. L-am prins, băieți, l-am prins pe șeful lor. Ne-a luat ceva, dar l-am prins. Haideți să-l luăm. Vino după noi! Cineva pistolul la cap. Să nu am pușcat. Mergeți înainte ca au oameni înainte. Lăsați-l pe el ca să tragă în șeful lor. Băi, spune-le oamenilor tăi să nu mai tragă că te împușcăm. Poți să le iau static? Să-i pun pistolul la cap? Nu, lăsați-l că merge singur. Aici ce sfârșit de nenorocit. Merge singur, tati. Aia zic. Ți-am zis. A fost ascuns în lift sau ceva. L-am ochit, l-am văzut. Doar atât am văzut, o să vedem. Scuteți-l afară. Mâinile sus. Băi, zile oamenilor tăi să nu mai tragă. N-am cum să rezic. Frate, dacă nu mă omoră ăștia. Au, ajutați-mă și pe mine unul, că mai mult m-ați omorât voi decât ăia. Haide sus. Haide. Țineți arma pe el, nu lăsați din armă. Hai, mergi după bebe. Ia uite-mă ce-am făcut. Vreau să fac asta. Speranțe,
vise. Iar treabă, suntem cu doi pași înaintea ta. Stai așa că vreau să-l pun aici mașină. Hai, în mașină. Ce mărții mă se are de mașină, mă, că și asta mă disperă. Ce căca nu pot să mă sui nea. Urcă mașină. Am cuiat-o cineva. Hai. Urcă acolo. Dă-i pe stație, oamenilor, să vină. Ieșiți de acolo. Spune-le că au mașina aia mare în spate, să o ia pe aia să vină la aeroport. De ce faceți asta? De ce faceți veniți asta, la aeroport, domnule? Toți. După ce v-am salvat, asta tu, faceți. Bulioane, să vină toți la aeroport. Liniște. Din acest moment ești o staticul nostru. Ieșiți toți și veniți la aeroport. Domne, eu vă mai zic o chestie. Șef. Dacă nu mă lăsați, o să aveți de suflet cu toți. Suntem cu mult înaintea ta. Nu ai ce să ne faci. Bebe, o să țin pistolul, o să apăr zona. Unde vreți. Nu știu, pe la mașina aia băieți, mare. Băi, ce facem, băi, cu șeful? Să treceți, să mergeți acolo și să o împingeți. Mai trădat șalpe de două ori și acum fi și mai... Liniște. Las că punem noi mâna pe tine. Liniște! Gata, șef. Așa să spui de acum încolo. Băi, ce facem, băi, cu ăsta? Spuneți-mi și voi cu... E, și dacă nu... Unde sunt picioarele, așa, acolo să fie capul. S-a încurcat limba în gură, dar nu-i problema. Ai înțeles tu mesajul. Aveți o clase, dar ați ajuns așa. Nu știu, dar după cum vezi, eu am pistol la capul tău. Și asta e adevărat. Aoleu. Încercați să vorbiți mai puțin. Pentru mine, dumneavoastră. Da, doamne, să mai avem un avion pe aici. Le scort... Ai, că mai avem... Trebuie să le scortăm afară. Pe aeroport, veniți pe aeroport. L-am prins pe fraier. N-avem cu ce să plecăm de aici. Cu ce plecăm, băi? Poate cu o barcă. Un om acolo, un om, în apă, un om în apă. Duceți-vă repede. Poate ne poate salva cu o barcă. Mâinile sus, acum. Mâinile sus, scoate-ne repede o barcă, acum repede o barcă. Da, nu am garajul. Aici e, aici un garaj, scoate-ne. Nu îl am. Domne, din ce familie faceți parte? Din la familia, domne. Păi și nu aveți garaj aici? Nu. Fraier. Încă nu. Hai să căutăm în altă parte. Nu, lasă că e... Ma fi eu de al nostru, dai pace. Dar nu poate să ne ajute, că ne ajută omul dacă era. Puteți să faceți rost de o barcă ceva voi? Puteți scoate o barcă de aici? Pericol, pot unde să zic, ticule, sigur. Acasă, unde să mergem? Ia, veniți înapoi la hambar. Posibil acolo să fie un elicopter înăuntru. Nu știu unde e Leo Barca, zic că se retrage puțin, ați auzit? Mamă, merge mașina asta de rupe. Probabil e într-un un avion de lux. Domne, am o ofertă pentru voi. Oferta o facem noi, nu tu. Hai, toată lumea aici, sus! Cineva cu cătușe. Nu te mai urcă, mă, du-te. Ia lasă-l acolo, că-l iau cu totul. Lăsați-l acolo, că-l iau. Dar vezi să nu ești de pe stație, cumva, că după dacă dai pe stație. Să nu dai pe...
Bă, mă trage care mașină, rămâi în mașină. Hai, urcă în elicopter. Urcă repede, urcă. Gata. Să mă ține și cu mine, să nu cad. Bebe, domnul Bebe. Da. Aduceți-mă și pe mine la dumneavoastră că m-am blocat. Repede, că a venit un asasin. Trageți în asasinul ăla aia de pe margini, trageți în el. Aia de pe margini, trageți în asasin. N-am cum. Nu mai mișca, lasă-mă. Nu se poate, nu. Ridicați-mă și pe mine. Domnul Bebe, ridicați-mă. Au. Au. Ce cu sunetul ăsta? S-a urcat. Aolo! Aolo! Aolo, băieți. Nu cred că s-a întâmplat asta. Au. Nici nu pot să ies de aici, ești nebun. Au, stai să mă sting. Au. Sunteți bine? Ajută! Da, sunt un bag. Mă doare picioare. Bă, de ce te-am mâncat în curs să te ridici pe tine, soldat prost ce ești? Că din cauza ta. Te uita așa. A murit ăla? Hai, veniți pe aici, pe-n față, haideți toți afară. Ieși de acolo. Hai, ieși afară de acolo. Atenție că au venit asasinii peste noi. Hai să fugim în partea cealaltă, că mai era unul. Să-l ia cineva în brațe pe ostatic. Ia-l tu ăsta, soldat prost. Știi cine-i soldat prost? Da, nu prea mănâncă asasinul ăsta. E ușor, a? Mâncați covergi aici, ce mâncați? Tarpă de papuc, ce mâncați voi aici? E ușor ca aluminiu. Și-a făcut test? Omorâți-l! Unde e? În față! Și-ai luat contact cu ea? Omorâți-l! Ha? V-ați pupat, v-ați zis? Dar ce contact ai tu cu ea așa? Ha? Domne, sunt pe moarte sețial de glume și de răs. Băi, ce mă interesează că ești tu pe moarte? Cum? Să vede. De aia nu-i cu păi încă. Bebe, m-am blocat înăuntru, bebe! Asta zic și eu, atunci mă blocasem și eu înăuntru. Ce-i bine. Bebe, m-am blocat înăuntru și nu pot să... Păi să cum te-ai blocat înăuntru? Păi am stat sub el când l-ai băgat aici, l-ai... Păi na, acum eu ce să fac? Să te tragă cineva afară. Și atunci când s-a dus avionul, elicopterul ăla n-a murit. Să se dea unul jos. Nu trebuie să dea nimeni jos, lasă-l jos și se suie singur. Gata. Unde sunt ceilalți? Nu știu. Cred că au murit acolo. Da. Hai să vedem dacă mai putem să salvăm pe cineva. Deci să nu mă mai face soldat. Se trage după noi, atenție. Eu nu mai am gloanțe cu ce să trag. Eu mai am la SMG câteva. E bulion, ce voce are bulion. Soldat prost. Sunt în curs să blocheze acolo. Bă, nu mă mai face soldat prost, domnul. Bă, ce te-a făcut el? Hai să vedem dacă mai putem salva pe cineva. Eu o să aterizez și vedeți și voi o să căutați dacă avem răniți aici înăuntru, da? Da. Eu voi rămâne în elicopter cu... să nu fugă, cu ele să nu fugă. Nu prea unde să agizezi elicopterul, da, aici. În stânga, nu se mai vede nimeni, cred că au plecat toți. Nu-i nimeni, domn coleg. Nu e bine, nu e nimeni, bebe.
Nu e nimeni. Oh, no! Trebuie să plecăm. Murim! Sunteți sigur că nu e nimeni? Da. Dacă să avem o aterizare proastă, mai bine. Dacă să ieșurăm? Da. Paolo, mi se încurcă mereu limba, domnul. La emoții. Probabil, a fost o misiune grea. Dar eu am început mai început, domnul Beb. A fost o misiune grea. Băieți, este cineva care n-a apăsat butonul de like? Leo, băi, s-a retras Leo, nu știu, a plecat de aici Leo. Angajant tatuator, ia uite. A sărit unul! Băi, sper să nu fie ăla. Soldat Costatic, tu ești! Nu. Atunci e. Ce vrei să-i faci cu să Robert, faci salut. Sunt Costatic aici. Te țin în poală. Toată lumea se rupe butonul de like, auzi? Eu zic să-l dăm jos de navi, să moară mitococeală. Cum să mă dați domnule jos? Să mă în apă. Salută-mă, te rog. Salut, bine ai venit pe live. Asta merită, domnule, ca dumneavoastră. Eu cred că nu mai are nicio salvare cu cartușe la mâini. Și mai ales în apă nu are cine să-l salveze. Îl ducem în larg. Hai mai larg, domnule. Tu nu că veți muri, asta e cum te vor lăsa. De ce nu văd chat-ul? Salut, Cătă, salut! Adriana, salut și ție! Bună, Maria! Vlad, salut! Cred că ce o să faci cu el? O să rămânem de vos! Fă pe tine! Hai să coborăm în sus! Aolo, băieți! Sau eu zic să-l punem pe maze bench să-l aruncăm de acolo. Ce shader ai? N-am shader, băieți! Turbulențe! E vorba de Make Visual Grid Again, așa se numește modul de grafică. Mai am ceva instalat, dar nu știu ce, sincer, mai am ceva instalat, dar nu știu ce. Și cam mai e, se vede un pic mai colorat pentru că e umblat din OBS la culori. Cam mai e, cam asta e treaba cu... Nu mai am control, ajutor! Paolo, trebuie să activez astea, una! Nu! M-a speriat nebunilor. Copilot! Păi dăm chiar de la butoanele astea. Unde vom ateriza? La baza militară. De acolo. Iată lui va fi. Nu pot să-ți dau acum Georgica. Hai că la Italia nu dau că poate s-a descurcat. Omul ăla nu e el ca o static, poftim? Ce ai mă, te-ai speriet? Da, lasă-l jos.
Lăsați-l jos, soldat, și mergeți înapoi la baza militară voi. Ok, dar vreau să vă transmit ceva. Ce anume? Că v-am ajutat și v-am spus unde este acolo sus în turn. Vreau să vorbiți cu domnul Leo să mă crească în grad dacă... Da, sigur, cu mine. Sigur, o să vă... Vă mulțumesc foarte mult. O să vă recomand pe amândoi, mai ales pe dumneata, soldat prost. Domnul, dar de ce? Că eu m-am blocat acolo, nu? Hai, luați elicopterul și mergeți la bază. Hai, susul. Ia vino după mine, băi. Succes! La fel. Vino încoace, mă, n-auzi! Gata, domnul. Cum ajungem? Nu, din păcate nu pot. N-am cheile. Doar cei de la armata au cheile. Stai să deschid ușa pentru tine. Am zis când ați deschis. Am deschis o intră. Treci aici în cameră și du-te acolo în mijlocul camerei. Mă duc să mă schimb. Băieți, ați văzut noua mea garderobă? Ia uitați aici, bebe costum gri. Ce ziceți de costumul ăsta meu? Cum dau la costumul ăsta? Dau bine? Ha? Ia uitați-mă. Ați, Johnule. Hai să mă pun eu un hitman. Domnule asasin. Nu asasin, șeful asasinilor. Ia spune, domne, care era treaba ta cu mine? Păi, domnul, că ți-am explicat și acolo pe insulă, asta e corul de... Noi te-am ajutat, tu trebuie să faci ceva pentru că nu ți se pare corect. De ce? De ce m-ați salvat de la moarte? Vreau să știu acest lucru. Deoarece ți-am zis, fratele tău din urse ne-a povestit chestii despre tine, am rămas uimit când am auzit. Iar la antrenamente ai dat un randament cum n-am mai dat niciun alt agent. Aș concedea orice altă agență care acum din păcate sunt roșu. Mă flatați. Senzațional. Fii atent, am un schimb pentru tine. Ce zici, te bagi? Spune. Tu m-ai lăsat pe mine în viață. Eu am să te las pe tine în viață. Ce zici de asta? Sunt închit acum? Sau voi zbura creierii instantaneu. Domnule, aș vrea să mă gândesc până mâine. Nu există timp de gândit. N-am vrut să-l omor. Auluari, băi. Ați văzut glonțul ăla ce v-a trecut prin scăfârlie? Prin părul al dumneavoastră ați văzut? Ce, domnule? Cât ai tu părul ăla de mic, s-a trecut exact prin păr. Ai văzut glonțul ăla? Am rămas fără cuvinte un minut. Putea să fie în capul tău, să știi. Așa că gândește-te bine dacă accepti treaba asta. Suntem chit pe chit. Tu mi-ai salvat viața, eu ți-am salvat viața. Bine, domnule, uite cum faci. Tu mă arăși acum în pace. Adică îmi salvez viața, practic, nu mă omor. Suntem schimb pe schimb, nu mai am nicio treabă cu tine. Și nu mă mai va de la... aveau ăștia niște vodka în elicopter. Și nu mă... Și nu mă veți mai căuta niciodată. Nu. Deci îți voi da libertate și nu mă mai căutați niciodată, da? Da, domnule. Sunteți siguri de asta? Da. Cuvântul unui asasin înseamnă mai mult decât cuvântul unui judecător? Am luat un pic, băieți, dita mai par, am luat și mai am un pic aici. Magic, tati, magic. Funny moment. Care este numele tău, agent? Care este numele tău, agent? Numele meu este Ionuț Popescu. Ionuț Popescu?
Vino după mine, eu nu-s Popescu. Păi ce zice, să-i dau drumul? Sau să nu-i dau drumul? Pericol, unde stai, te iubesc? Pe care nu pot să fac click pe Twitch. Intră aici, în cameră. Vei dormi încătușat și dacă vei ieși de aici din cameră, vei fi mort, ai auzit? Bine, domnule. Nu pot pune să dorm. Pune-te în pat și întinde-te acolo. O să închid dușa de aici, să știi. Ăsta e tot de la Magic, cred că. Băieți. Hai. Hai, ce ar merge un PUBG acum. Hai. Băieți. Veți afla care e treaba cu... cu acest... ia stați așa, băieți, să vedem cine s-a abonat la canalul meu. Ia unde channels? Canalul meu. Cine s-a abonat la canalul ăsta al meu, băieți, mașina mea? V-ați abonat la canalul mașina mea sau nu v-ați abonat? Ia să vedem. Mașina mea, cred că așa era, merge așa? Hai că merge, dacă e, cred că așa merge, a? Ia să vedem așa. V-ați abonat la canalul meu, mașina mea? Să vedeți că o să fac mașina imediat. Hai, facem și noi 4.000 de subscriberi, băi, ce ziceți? Facem 4.000 de subscriberi? Ha? Facem și noi 4.000 de subscriberi sau nu facem? Ia să vedem. Ia să vedem, intru pe social media. Mașina mea, ia să vedem, găsește canalul? Ia uite, mă, că l-a găsit lives. Avem doar 3.300, mă. N-avem nicio șansă să facem 4.000. Că tu nu vrei să te abonezi. Hai să ne ducem în 4.000, băieți, 4.000 instant. Cine dă sub, 4.000 direct. Și fiți atenți că sunt pe colaborare să colantăm mașina, să știți. Am video pe aici despre mașina mea. Uite, aici m-am întâlnit cu Anexis pe la Brașov. Mi-au dat, mă rog, era să-mi dea amendă jandarmerie. M-au tras pe dreapta. Aici am vorbit cu Anexis despre mașina lui. Aici vă arăt cum mi-am schimbat eu volanul. Ia uite ce volan frumos mi-am pus la mașină. Da, să vă uitați dacă sunteți cu mașini, cu nebunii. Hai băieți că facem 4.000 de... Facem 4.000. Toată lumea să intre să se aboneze la mașina mea, băieți. Facem 4.000 de abonați. Ce ziceți, facem sau nu facem? Masă astea deschise pe aici. Cum se numește aplicația asta? Hai băi, dați subscribe acolo la canalul Mașina Mea. Noi ne auzim mâine dimineață în episod. Mâine seară s-ar putea să nu fac live, nu știu sigur, pentru că săptămâna asta n-am avut timp să filmez episoade. Dar o să programez totul din timp, să zic așa. O să aflați în următoarele episoade ce se întâmplă cu asasinul ăsta de aici care s-a pus să doarmă. Ok? Dacă îl omor sau nu... O să aflați în episodul următor. Pa. Ai grijă, garda e în spatele tău. Urcă în mașină să fugim că iese rău. Urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te...